Locuitorii din Iancu Jianu au fost racordați la rețeaua de gaze naturale. Peste 1000 de gospodării vor fi racordate gratuit la gazele naturale. Oamenii deja și-au făcut instalația în locuință, singurul pas ce-i desparte de noile utilități fiind racordarea propriu-zisă. Distribuitorul de gaze a executat lucrări pe 22 de străzi din comună, urmând ca administrația locală să obțină finanțarea pentru un nou proiect ce implică introducerea rețelei de gaze naturale și în celelalte două sate ale comunei. Proiectul a început în 2021, a fost implementat de District Gas prin trei firme. Firmele au câștigat la licitație și a fost încheiat în februarie 2022. Gazele au fost, magistrală de gaze de fapt, a fost băgată pe 22 de străzi, o suprafață și o lungime de 6,5 km. Ea s-a desfășurat pe raza Comunei Iancu Jianu, sat Iancu Jianu, rămânând satele Dobriceni și Preotești într-un viitor proiect pe PNRR. Lucrările ce urmează să fie demarate nu sunt pe o distanță la fel de mare ca cea deja finalizată, de aceea edilul consideră că aceste costuri vor fi mai mici, dar și timpul de execuție. Este depus pe PNRR, dacă în cursul anului este aprobat, la fel. E o distanță, o lungime mult mai mică decât la primul proiect, așa că se poate încheia în câteva luni. Cererea pentru racordările la rețeaua de gaze naturale este una crescută. Oamenii au așteptat aceste utilități, iar în acest moment Comuna Iancu Jianu se aliniază localităților europene cu condiții de viață la standarde ridicate.